Ruptură în coalie, Tăriceanu, decizie radical diferit fa de Liviu Dragnea. Presubliniere dintele ALDE, Celin Popescu Tăriceanu, spune ce a luat decizia de a nu participa la manifestrile de Ziua Europei organizate la Palatul Cotroceni, considerând ce subliniere eful statului, prin ultimele declarații, a jignit primul ministru, iar premierul are nevoie de sprijinul partenerilor. În schimb, Liviu Dragnea a anunțat ce va merge la Cotroceni, împreună cu toi membrii guvernului. Celin Popescu Tăriceanu a fost întrebat, vineri după amiază, într-o conferință de presă susținut la Constanța, dacă va participa la manifestările organizate de Ziua Europei, spunând ce nu va face acest lucru. Am luat decizia, ținând cont de atitudinea presubliniere dintelui din ultima perioadă, de a nu participa la sărbătorirea Zilei Europei pe 9 mai. Nu voi da curs invitației de a merge la Cotroceni la această recepție pentru ce mi se pare ce presubliniere dintele prin declarațiile pe care le-a făcut a jignit grav primul ministru, sublinierei suntem membri ai coaliției de guvernare, sublinierei solidari cu primul ministrul. Primul ministru cred are nevoie de sprijinul partenerilor, sublinierei, de aceea am discutat cu colegii mei, sublinierei, am luat hotărârea să nu particip mai la această recepție, a afirmat Tăriceanu. Întrebat dacă prin această decizie nu va fi acuzat ce este împotriva Europei, liderul ALDE a spus: având în vedere ce am fost primul ministru care am pregătit România pentru aderarea la Uniunea Europeană, sublinierei, am semnat tratatul de aderare împreună cu presubliniere dintele de atunci, nu îmi fac griji pe chestia asta. Celin Popescu Tăriceanu a fost prezent vineri în Constanța, având întâlniri cu conducerea administrației porturilor maritime Constanța, dar sublinierei cu studenți de la Universitatea Ovidius, urmând să aibă discuții sublinierei cu conducerea organizației județene ALDE. Liderul PSD Liviu Dragnea a anunțat joi seară ce atât el, cât sublinierei premierul sublinierei Min subliniere 3, vor participa la recepția de la Cotroceni, de Ziua Europei, precizând ce astfel doresc să dea un semnal ce nu doresc escaladarea conflictului cu presubliniere dintele Klaus Iohannis.